Bine, v-am găsit la Selectiv, emisiunea în care selectăm cele mai bune, cele mai interesante și cele mai valoroase articole de pe internet. Sunt Alex Șerban, în studioul de la Cluj Napoca, și cu mine, prin zoom, este Gianni Sava, colega mea. Ce faci, Gianni? Cum ești? Uite, bine, Alex, sunt pregătită pentru a vorbi despre un subiect foarte interesant și foarte actual nouă. Poți să ghicești care? Păi știu deja care -i. Eventual, spune-l tu. Vorbim despre vaccin, despre vaccinul COVID-19. Da, ăsta e subiectul care ne frământă pe toți în ultima vreme. Ne vaccinăm, nu ne vaccinăm? Dacă vă uitați la emisiunea asta ca să găsiți un răspuns la această întrebare, nu steți în locul potrivit. Noi o să abordăm problema dintr-un alt punct de vedere. Și cred că cel mai bine, Gianni, punctul nostru de vedere despre care vrem să vorbim astăzi se regăsește în titlul lui Nicolae Geantă. Covidul ne-a unit, vaccinul ne divizează. Așa se numește primul articol pe care vrem să îl citim și o să te las pe tine să-l încep, Gianni. Sigur. Mă hotărâsem să nu scriu niciun cuvânt despre vaccin. Oricum, suntem toți intoxicați mediatic. Mintea nu mai poate procesa atâtea deversări ale dervișului condeiului. Nu, nici aici nu o să scriu despre vaccin, dacă e bun, orba. Pentru asta decideți dumneavoastră. Dar ceea ce mă face să sângerez, ceea ce mă împinge să scriu, este faptul că în timp ce covid ne-a unit, vaccinul ne desparte. Și asta nu doar ca societate, ci ca biserică. Biserica pentru care a murit Hristos, ne-am chinuit cu toții în lockdown. Ne-au simțit unii altora lipsa. Mâinile întinse, îmbrățișorile, sărutările sfinte. Bucuria de a fi împreună. Masa Domnului la oaltă. Cântarea și rugăciunea comună. Apoi ne-am chinuit prin curți, prin parcări, prin parcuri, pe suprafețe betonate ori cu iarbă deasă, În biserica de afară. Am stat cu umbrelele în ploaie, în fața bisericilor, în spatele lor. În cimitire, ori am suportat arșița lui cuptor, a lui gustar și am tremurat în brumărel. Împreună, toți, umăr la umăr. Chiar dacă am stat circa 1,5 metri distanță, eram toți cu măști aferente, iar inima bătea pentru cel de lângă noi. Ne-am dat seama de importanța unității. Și acum? Acum când a venit printre noi vaccinul, unde am ajuns? Că suntem de-a dreptul șocați de reacțiile evanghelicilor din ultima vreme, teze, sinteze și antiteze, urmate apoi de o serie de reacții pro și contra. Auzim pe unii frați care se vaccinează cum îi condamnă pe cei ce nu o fac, cum îi declară retardați, medievalii, iar cei ce nu se vaccinează îi anatemizează pe cei care acceptă imunizarea cu ser. Îi bagă în turma anticristului. Am citit până și inepția unora care vor în viitor că dacă cumva nu ești vaccinat să nu poți participa la programele bisericii, la masa Domnului sau la botez. Cum să botezi un vaccinat împreună cu un nevaccinat? Să lamenta cineva. Alții acuză pe vaccinați de necredință, ba chiar de pierderea mântuirii. Ce acuzații serioase pot aduce creștinii împotriva altor creștini? Da, și toate pornesc de la vaccin, de la ne vaccinăm sau nu ne vaccinăm. Și știi ce văd eu aici, Gianni? Nu cred că vaccinul în sine este problema. Pentru că exact același lucru se întâmplă de fiecare dată când avem alegeri în România și nu numai în România. Exact același lucru se întâmplă de fiecare dată când există două opinii diferite. Și. Nu cred că este normal. Asta vreau să să iasă în evidență din acest uh, episod și din subiectul pe care îl abordăm astăzi. Nu este normal să ne comportăm așa cu frații noștri. Este normal ca fiecare să aibă părerea lui, să ne acceptăm unii pe alții, atâta timp, desigur, cât părerea aceea este în limitele scripturii, nu? Așa este. De cele mai multe ori, oamenii atunci când au păreri diferite față de noi, îi respingem total, îi judecăm, îi criticăm și uh, ne gândim de ce nu pot și ei să creadă aceleași lucruri ca și noi. Dar. Noi suntem ființe create să fim cu liber arbitru. Liber arbitru înseamnă să alegi ceea ce crezi tu că este mai bine pentru tine. Așa că nu trebuie să judecăm pe nimeni dacă vrea să fie vaccinat, dacă nu vrea să fie vaccinat. Ceea ce este important este să ne documentăm fiecare personal foarte bine, medical, scriptural și ceea ce ne îndeamnă inima să facem. Și un lucru care nu este deloc bun în această situație este ura cu care vorbesc cu oamenii. Pentru că este una să spui părerea în dragoste, să știi să uh, formulezi, să-ți argumentezi opinia, și este alta să spui nu, așa zic eu, așa este. Da, nu este greșit în a avea convingeri puternice despre un lucru, chiar și despre vaccin. Cu siguranță că dacă ești un medic sau ești asistentă sau ești în domeniu, cu siguranță că ai mult mai multe informații decât ai, poate, de, de exemplu, ca și noi, care nu ne-am informat foarte, foarte mult sau ca și lumea normală, care nu toată ziua stă pe internet sau știe toți termenii medicali, ce înseamnă, ce intră în vaccin, ce nu intră, ce este acolo, care sunt componentele. Important este să, să te documentezi până la urmă. Da, da, vezi, aici apare o altă problemă. Nu, nu toți care scriu pe internet sunt doctori și nu toate informațiile care circulă pe internet și tu le citești, dacă le citești, nu înseamnă că ești expert în domeniu. Ci sunt oameni așa. avizați, sunt oameni care pot să vorbească mult mai bine uh, despre acest lucru, și sunt și acolo, în domeniul profesional, să zic așa, păreri pro și contra. Nu, Unii sunt de acord cu vaccinul, unii doctori sunt de acord cu vaccinul, alții nu sunt. Dar uh, este de datoria lor să afle și să recomande oamenilor. Ce trebuie să facă mai departe, și fiecare trebuie să asculte și să ia decizia în dreptul lui. Cred că despre asta e vorba Așa până este. la urmă. Și plus că încă nu sunt, la momentul de față, din punctul meu de vedere, iarăși neprofesional, nu cred că sunt destule dovezi să fie atât de radical într-o direcție sau în alta. Așa este. Hai să vedem puțin mai departe ce spune articolul. Mai departe, articolul spune așa: Mi-a zis cineva că dacă nu sunt vaccinat și intru în contact cu o persoană vaccinată, pot să-i transmit virusul. Și chiar dacă pentru acesta nu mai e periculos, individul sau individa aceea îl poate duce la cei care intră în contact și sunt nevaccinați. Dar de unde știe că pot avea acest virus? Unde ne-a ajuns imaginația? Întrebarea este dacă, vaccinat sau nu, ne mai considerăm biserică, frați, uniți în Hristos. Căci dacă virusul COVID ne-a unit, vaccinul anti-COVID ne divizează. Ori, nu cumva, nu vedem asta? Mai sunt fratele dumneata dacă refuz vaccinul? Mai sunt fratele dumneata dacă sunt vaccinat? Mă mai iubești? Ori ba, dacă nu sunt ca tine. Îți este frică de mine? Rămâi distant? Mă suspectez? Mă anatemizez că am dat mâna cu anticristul? Când a luat ființă biserica lui Hristos, creștinii au îmbrățișat leproșii, s-au dus printre bolnavi de ciumă, de tifos, de boli incurabile și i-au îngrijit. Au acceptat bolnavii în biserică, s-au împărtășit cu ei dintr-un pahar, dintr-o pâine, mai mult, i-au vindecat. Pe păgânii, pe boșimanii, pe chinezi, pe sălbaticii din Amazonia, oriunde a ajuns, bisericii nu i-a fost frică. E drept, nu suntem toți mai ca Tereza, și nici atât părintele Damian, ori Gaetano Nicosia, îngerile proșilor. Dar suntem condamnați să rămânem uniți. Prin aceasta vom arăta lumii că suntem poporul sfânt al lui Hristos, prin unitate. Și citează aici versetul din Matei 17:21. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, tată, ești în mine și eu în tine, și apoi versetul 23, pentru ca ei să fie în chip de săvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis. Ce părere ai, Gianni? Îmi place cum a subliniat aici. Suntem condamnați să, rămâne, să rămânem uniți. Cred că atunci când avem o opinie um, diferită de ceilalți, ne divizează clar. Dar atunci când vrem să înțelegem și pe celălalt chiar dacă are o opinie diferită de noi și totuși alegem să-l iubim, alegem să fim împreună cu el, asta este, până la urmă, dragoste, asta este unitate și ca și Biserica lui Iisus Hristos, trebuie să rămânem uniți. Nu trebuie să ne sperem unii de alții dacă este vaccinat cineva, dacă nu este vaccinat. Și tot timpul, cumva, mi-am dat seama că de când a venit coronavirus, -a, cum zis, a zis, ne-a și unit foarte mult ca și societate, ca populație, ca uh, glob. Cumva, toți am fost uniți, s-au făcut tot felul de melodii împreună, s-au făcut tot felul de lucruri fine. Ca să unească fiecare um, confesiune și tot felul de lucruri interesante. Și acum vedem că soluția care ar trebui să fie la o problemă, de fapt, ne divizează. Nu este un paradox, ceva ce ar trebui să aducă cumva mai multă unitate, de fapt, aduce dezbinare și aduce despărțire. Așa este. E foarte, foarte trist că se întâmplă asta, dar cred că pas cu pas putem schimba acest lucru. Și putem să revenim la unitatea pe care o aveam înainte de acest vaccin. Și concluzia articolului, chiar dacă articolul este mai lung, nu, nu putem să-l citim chiar pe tot acum, uh, îl găsiți pe blogul lui Nicolae Geantă, dar concluzia este: Hai să rămânem împreună. Nu doar mână în mână, ci inimă lângă inimă. Opinez cu Napoleon. Când inimile se despart, mâinile nu mai au sens să fie împreună. Cine nu e împreună, se roagă degeaba. Și la sfârșit spune, nu vă sfătuiesc nici pro-vaccin, nici contra-vaccin. Eu vă implor, faceți voia Domnului. Și voia lui ne spune că este bună, plăcută și desăvârșită, ne spune Biblia. Și cu siguranță ea nu duce la dezbinare și nu duce la ură, ci duce la dragoste frățească așa este foarte bine punctat Alex și mai avem încă un articol scris de pastor Sorin Ciger și el ne scrie așa cu litere mari recomand vaccinul și te las pe tine Alex să începi să citești acest articol. Da, un titlu foarte interesant, dar dacă intrăm în articol vedem că spune așa. Nu vă grăbiți să trageți concluziile. Nu am să vorbesc despre vaccinul care a apărut pe piață și care este întors pe toate fețele de toți specialiștii calificați peste noapte. Păreorologii orologii de serviciu s-au înmulțit, au devenit tot mai supărători în spațiul public, își dau cu părerea despre vaccin în piață, în autobuz, la locul de muncă, vorbesc la televizor, dezbat chiar și la amvoane, predicatori sau preot, tună și fulgeră, ca și cum ar fi reprezentanții profesioniștilor. Le recomand acestor învățători să lase explicațiile despre ceea ce nu știu și să predice Evanghelia Domnului Isus la care au fost chemați. Le recomand să renunțe la conexiunile ieftine și aplicațiile după visele unor adormiți și după urechea surdă a altora, și să rămână fideli Evangheliei Domnului. Nu voi vorbi despre vaccinul împotriva virusului pentru că nu mă pricep. Nu dau nicio explicație și nu voi da recomandări pro sau contra. Fiindcă nu este treaba mea și nici treaba slujitorilor amvonelor. Treaba noastră este alta: în domeniile care nu ne aparțin și în care nu ne pricepem, să-i lăsăm pe alții să-și dea cu părerea. Și înainte să vedem despre ce anume vorbește, hai să analizăm un pic ce am citit până aici. Văd că opinia pastorului Sorin Ciger este foarte puternică în direcția asta, nu spune că la anvoane n-ar trebui să discutăm această problemă, ci ar trebui predicat Evanghelia Domnului ca păcătoșii să se întoarcă la el. Tu ce părere ai, Gianni, despre aceste afirmații? Mie mi îmi place exact acolo cum mi-a scris. În domeniile în care nu ne aparțin și în care nu ne pricepem, să-i lăsăm pe alții să-și dea cu părerea. Este normal că atunci când este un subiect în vogă, să vrem să vorbim despre el, să vrem să-i informăm pe cei care îi iubim și celor de care ne pasă. Și cu siguranță ca și pastor, având o comunitate plină de oițe, dorești ca să le, le dorești doar binele. Așa. Și ai vrea să le transmiți lucrurile importante. Dar de cele mai multe ori, la fel ca și cu vaccinul, la fel ca și cu politica, lucrurile astea parcă nu se pot transmite așa, fă lucrul ăla sau nu fă lucrul ăla, um, pentru că, până la urmă, tu trebuie să fii ca un psiholog, tu trebuie doar să lași pe om să își dea seama de, de exemplu, de o problemă pe care o are, să vorbească despre ea și tu doar să îi spui care sunt părțile pro-contra, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele și omul ar trebui să aleagă pentru el ce crede el că este mai bine. Și cred că asta trebuie să facem și noi ca și creștini, ca și oameni, dacă suntem împuși în poziții de uh, autoritate, de leadership, nu să spunem fateți aia sau nu făteți aia, când lucrurile poate nici noi nu le știm așa bine din punct de vedere medical sau nu suntem specialiști. Aia dorim să... Îl spunem tot timpul adevărul, să spunem avantajele, să spunem dezavantajele și oamenii rugându-se, cerând înțelepciune și voia lui Dumnezeu, fiecare să știe să aleagă ce este mai bine pentru el personal. Așa este, Gianni. Exact în direcția asta vrem să mergem și noi. Și o să te invit să citești să vedem ce vaccine recomandă mai departe recomand un alt tip de vaccin. Dacă s-ar inventa un vaccin împotriva habotniciei, l-aș recomanda cu toată libertatea și convingerea. Recomand vaccinul împotriva prostiei umane. <laughs> și eu îl recomand. <laughs> Fiindcă unii știu totul și vorbesc de toate numai ca să se afle întreabă. Recomand vaccinul împotriva paranoiei, apar tot mai mulți paranoici între noi care văd în orice apare nou venirea lui anticrist. Tot ce este suspect este de la diavolul, conform concepției grupului de paranoici. Le recomand să se imunizeze cu vaccinul Evangheliei și să accepte realitatea prezentată de Isus Hristos și nu de speculațiile bolnăvicioase inventate. Mai grav, atunci când un slujitor al altarului este paranoic, este în detrimentul comunității și va deveni un factor de spaimă în întreaga comunitate. Ceea ce este scris trebuie să se întâmple. Nimic nu va fi lăsat pe din afară. Nu putem opri și nu putem grăbi planul divin. Istoria este în mâinile Domnului, iar noi nu trebuie să-L facem de rușine pe stăpânuri pe care pretindem că-L cunoaștem și că-L slujim. Și am să mă opresc puțin aici. Îmi place foarte mult cum a abordat acest articol și l-a abordat dintr o prismă diferită. El și-a dat seama că de fapt, cum zicea și mai sus, sunt foarte mulți oameni care își dau cu părerea și n-au nicio treabă cu, cu ceea ce se vorbește și cred că ar trebui să ne vaccinăm toți împotriva prostiei și împotriva fricii, pentru că în fiecare dintre noi se află o sămânță de prostie și o sămânță de frică. Important este să, o, Ana, să... Să o scoatem de la rădăcini și să terminăm cu ea. Că altfel, crescând, 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 alimentându-ne cu ceea ce vedem în media, cu ceea ce alți oameni vorbesc, cu siguranță ne pot schimba și nouă părerile și să devenim adepții prostiei, adepții fricii, și să nu fim adepții scripturii, adepții adevărului evanghelic. Așa, -i, așa. -i. Și ce aș vrea eu să mai adaug, văd că el merge în direcția asta a liderilor. Eu aș spune că fiecare, cum spuneam noi și în alte episoade, fiecare este un lider în domeniul lui. Nu? Fiecare are o anumită sferă de influență, are oameni care uh, contează pe părerea lui, care iau în seamă părerea lui, fiecare dintre noi. Și de aceea este bine ca fiecare dintre noi să ne vaccinăm, cum ai spus tu, cu aceste vaccinuri, împotriva lucrurilor grave de care se, se leagă autorul aici. Um, o să citesc mai departe de unde ai rămas tu și o să mergem spre concluzia articolului. Prin agitațiile pe care le arătăm în fața unei lumi care nu știe ce se întâmplă și este traumatizată, punem sare pe rană, în loc să prezentăm evanghelia care îl protejează pe om de teama zilei de mâine. Recomand vaccinul împotriva fanatismului, care este tot mai vizibil în aceste vremuri. Recomand un vaccin împotriva legalismului religios care creează ziduri Hristos a venit să unească și nu să despartă. Recomand vaccinul împotriva bolii a tot științei. Toți dau sfaturi și idei nebune. Nu au argumente care să stea la baza explicațiilor lor. Ar mai fi multe alte boli care ar necesita vaccinarea. Dacă s-ar inventa aceste vaccinuri, le-aș recomanda cu inimă largă, fără niciun regret. Asist la această gâlceavă pe toate căile media. Văd că unii apucă pupitrul și microfonul și promovează cele le debitează mintea. Fără niciun argument, fără nicio bază științifică, teologică și așa mai departe. Le recomand tuturor celor care apar în public pentru reclamă și dau cu pumnul în masă că au dreptate să își verifice încă o dată punctul de vedere. Părerile personale nu reprezintă întotdeauna realitatea. Prin urmare, le recomand să se vaccineze, mai ales dacă vor apărea vaccinuri pentru aceste deviații vizibile. Mă îndoiesc că vor apărea vaccinuri pentru așa ceva, ar fi foarte, foarte bine <laughs> pentru unii, dar nu știu, oricum dacă s-ar vaccina, poate că poate că ar fi prea mândri ca să accepte aceste vaccinuri. Eu, una, le-aș lua <laughs> pe proprie răspundere da, că că fiecare aceste vaccinuri. are nevoie, într-o doză mai mică sau mai mare de aceste vaccinuri. Așa este. Dar. Automat, noi ne vaccinăm zilnic atunci când citim din Cuvântul lui Dumnezeu. Primim uh, atât de multe răspunsuri la fricile noastre, la paranoia noastră, la oriceea ce noi credem că știm sau că nu știm. Dumnezeu în fiecare zi ne așteaptă în răcoarea dimineții sau într-un moment special al zilei în care noi putem să stăm de vorbă cu El, să mergem cu inima noastră, să-i spunem, Doamne, uităm, e frică de evenimentele care sunt uh, prezentate acum în lume. Lume. Știu că venirea ta e aproape, știu că toate merg înspre, înspre ceea ce tu ai scris în Biblie, dar ajută-mă să nu îmi fie frică, ajută-mă să am pace, ajută-mă să am bucurie, ajută-mă ca să trăiesc fiecare zi. Uh, cu pace și bucurie și să văd un sens în tot ce se întâmplă în lumea asta. Chiar dacă totul merge spre rău, Dumnezeu ne promite că în mijlocul încercărilor noi putem să avem pace și bucurie atât timp cât noi suntem aproape de ei. De aceea vă recomand și eu, vaccinați-vă zilnic cu cuvântul lui Dumnezeu și nu fiți um, sedați de fricile pe care lumea aceasta ni le uh, injectează zilnic. Așa -i. Așa e. Știi, Gian, mă gândeam acum în timp ce vorbea că dacă ar exista vaccin pentru toate lucrurile astea, poate viața ar fi prea simplă, nu? Am fi niște roboți, practic. N-am avea, n-am avea probleme cu firea noastră. Dar Dumnezeu ne cere să ne luptăm cu firea noastră în fiecare zi, să o răstignim, să ne luăm crucea și să îl urmăm pe el. Și dacă ar fi să tragem o concluzie la acest episod, ar fi să ne vaccinăm, cum spunea Gianni, cu Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, cu rugăciune, cu post, cu lucruri care ne apropie de Dumnezeu, și să renunțăm la lucrurile acestea care ne divizează. Iar dacă avem o părere, chiar dacă este ea puternică, să o spunem în dragoste și să ne asigurăm că ne pasă de cei din jurul nostru. Gianni, dacă vrei să închei cu o încurajare. Încurajarea mea este, cum am spus și mai înainte, să citiți în fiecare zi Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu și să aveți întotdeauna inima deschisă ca Dumnezeu să vă vorbească specific nevoilor voastre. Mulțumim, Gianni, că ai fost alături de noi. Chiar dacă în continuare suntem prin Zoom, durează de mai mult timp decât ne așteptam lucrul ăsta, dar mă bucur că putem să, să continuăm emisiunea noastră și în anul 2021 pentru telespectatorii noștri vreau să îi las cu concluzia primului articol unde Nicolae Geantă spune Hai să rămânem împreună, nu doar mână în mână, ci inimă lângă inimă. Vă așteptăm săptămâna viitoare la emisiunea Selectiv la aceeași oră. La revedere!